5 polițiști au fost omorâți și alți 6 au fost răniți în Dallas. Totul s-a petrecut în timpul unor proteste din orașul american. Mii de oameni au protestat în mai multe localități din Statele Unite după ce poliția a împușcat în ultima săptămână 2 bărbați de culoare. Două persoane echipate cu arme semi-automate cu lunetă au deschis focul asupra unor polițiști în Dallas. 5 au murit, iar alți 6 au fost răniți. Totodată se pare că și un civil ar fi fost rănit. Atacul armat din Dallas s-a petrecut la un protest organizat după ce 2 bărbați de culoare au fost uciși prin împușcare de oamenii legii. Mișcări de stradă similare s-au petrecut și la o școală din Minnesota, unde lucra unul dintre cei împușcați, în Louisiana, dar și la New York. Cei 2 suspecți au fost reținuți, potrivit poliției din Dallas. Unul s-a predat autorităților, iar celălalt a fost reținut în urma unui schimb de focuri. De asemenea, polițiștii au mai reținut alte 2 persoane. Un ofițer a observat un individ cu o geantă de camuflaj în spate. Bărbatul a aruncat geanta în spatele unui Mercedes negru, care a demarat cu viteză apoi. Mii de oameni au protestat în mai multe orașe din Statele Unite, după ce poliția a împușcat recent 2 bărbați de culoare. Vom reveni cu detalii.